Argentina o cunoaștem acum pe japoneza care are 9 i, poartă în fiecare zi ie și a făcut singură și o pinci. Ea face minunățile acestea de flori din hârtie pentru că, spune ea, România o face fericită în fiecare zi și vrea și ea să înfrumusețeze România. Deșteaptă-te, române, din somn cel de moarte, în care te adâncirea barbarii de tirani, barbarii de tirani. După ce m-am mutat definitiv, au trecut 21 de ani, dar fiecare zi e altfel. Și astfel de țara, cred că nu găsește nicăieri în lume. Am făcut, de fapt, naveta, adică fiecare vară am venit în România ca și în copiii mici, de obicei, la vacanță, ei merg la bunici. Da, așa m-am simțit fiecare an, 95 până la 99, am venit fiecare în rucsac în spate, în România. Și 99 a venit să caute lucru. Și am avut un mare noroc, de fapt și acum, fiecare zi am noroc în România și 99 am găsit un job și m-am mutat definitiv în anul 2000. Ce ai găsit de lucru în România? Da. Când românii pleacă în străinătate să-și caute de lucru. Agenții de turism. Ce anume te-a marcat atât de mult? Unde ai fost prima oară și ai zis, wow, în țara asta vreau să trăiesc? Prima ta am văzut CFR. Mi-a plăcut foarte mult. Astfel de teren nu există în lume. Părea că e de la muzeu, nu? Da, pentru cei care vor să slăbească, ce ai acolo pe platouaș? Asta e cartofi piure. Așa. Și 1, 2, 3, 4 chifteluțe. Așa. Și ouă fierte, salata verde din tehnică origami și roșii cherry. Și mâncare foarte bogată. Eu fiecare zi port ie, am acum 9 ii și luni până duminica fiecare zi. Dar acum câțiva ani mi-am dat seama că mi lipsește ceva și mi-am dat seama că nu am o pinci. Și o doamnă din Buzău a organizat atelier de o pinci și când am găsit-o m-am dus imediat și am făcut. La mulți ani în România și la mulți ani tuturor, eu sunt foarte, foarte bucuroasă că chiar dacă prin ecran eu comunic, adică vorbim împreună cu telespectatorii de la Antena 3 și sunt foarte fericită și în continuare să avem viața foarte frumoasă în România împreună cu Antena 3. Mulțumesc foarte mult, foarte mult!